Vârful de lanț al spionajului românesc, direcția Fantomă, avea cei mai abili angajați care, pentru a-și atinge misiunile, ajungeau chiar să-și schimbe identitatea. Din acest motiv, o întâlnire cu șeful direcției, celebrul general Cornel Biriș, a atras ca un magnet iubitorii de istorie. Întâlnirea a fost organizată de Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din SIE, care are meritul să-l fie adus pentru prima dată într-un spațiu public pe celebrul general Cornel Biriș. Îi spunem bine ați venit pentru prima dată în mijlocul vâlcenilor și cred că pentru prima dată la o astfel de manifestare, unui mare profesionist al spionajului românesc, domnul general de brigadă în retragere Biriș Cornel. Domnia sa a activat peste 25 de ani în structurile de securitate externe ale României, ajungând șef de mare unitate operativă și a avut o contribuție deosebită la dezvoltarea României, un aport foarte important pentru interesele naționale. Direcția condusă de domnia sa până la trecerea în rezervă, structură definită și vârful de lance al unui serviciu de informații extern, a fost una deosebit de sensibilă, de aceea corectită și direcția Fantome. Dați-mi voie să-i spun bine ați revenit pentru a treia oară în ultimii 5 ani în această citadelă a culturii vâlcene și naționale, Biblioteca Antimivireanu din Râmnicu Vâlcea, domnului Alexandru Omeag, vicepreședinte al Asociației Cadre Militare în Rezervă și Retragere din Serviciul de Informații Externe. Domnia sa nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind de acum cunoscut dumneavoastră, vâlcean de origine, activind pe frontul nevăzut al războiilor inteligențelor peste 34 de ani. Pentru mine este o onoare deosebită ca astăzi să stau alături și să știți că m-am bătut pentru locul ăsta, alături de un om care este o legendă a serviciilor secrete românești, domnul general Biriș. Până acum câteva luni am crezut că nici nu există. I-am și spus astăzi, nici nu vine să cred că este astăzi aici, pentru că domnia sa a condus o direcție atât de secretă că până am văzut un interviu într-un ziar românesc, nici n-am știut că există. Pe domnul colonel Omeag îl cunoșteam și încă o dată îi mulțumesc pentru faptul că alături de domnul colonel Predișor a făcut toate demersurile necesare pentru ca domnul general să fie astăzi alături de noi. Să știți că activitatea asta noi n-am făcut-o cu bani. Pentru că n-aveam. Sarcina era să aducem bani acasă. Și atunci trebuia să găsim niște oameni foarte deștepți, buni specialiști pe profilul de activitate. Patrioți. Dacă nu era ăsta, se lumea tot zilnați. Eu vă iau de la început, voi ajunge și la patrioți. Deci el trebuia, în primul rând, din primele clipe când ajunge afară, să poată să-și asigure existența. Discutam acum pe de mașină, că aveam, de exemplu, unul dintre ei care nu avea posibilitatea să-i trimite. A băgat 200 de dolari contaminizați într-o curea. Și ăsta era așa de mândru că nici noaptea nu-și mai lăsa curea. Îl purta cu el, curea ca să nu-și pierdă curea cu cei 200. Altul îi spuneam noi, omul care a trăit 5 luni dintr-un covor. A avut de la bunici un covor, probabil de Buhara, l-a aranjat, l-a spălat, la nu știu ce, până la urmă, fără să intervenim, noi că nu puteam să intervenim, a reușit să treacă granița cu ăsta și l-a vândut și 5 luni a trăit în covor. Trebuia să găsim niște capacități. În al doilea rând, omul trebuia să fie echilibrat psihic extraordinar și rezistent la eforturi și presiuni psihice prelungite, pentru că au fost cazuri când au fost oameni arestați. Dintr-o vină sau alt. Deci, această categorie de oameni, pregătirea lor dura între 3 și 5 ani. Și altă categorie, din anumite motive, noi trebuia să ne îmbrăcăm într-o identitate. Ce înseamnă identitatea asta? Deci noi făceam o nouă identitate începând de la înscrierile în registrul de naștere. Și mergând cu susținerea lui, cu diplome, cu facultate, cu nu știu ce, cu într-un oraș, el era și vedea care este casa lui, îi făceam și o mamă dacă era nevoie, și aia legendată care era lângă noi, era susținătoarea noastră. Unii îi făceam și străini, pentru că le găseam
o posibilitate de a-i face copilul unuia care a fost străin. Și este și, hai să luăm un caz, așa, repede vă spun, Kurt a fost în trupele germane, a stat în România în timpul războiului, a avut o idilă cu Maria, Kurt a murit, nu a avut nicio idilă cu Maria, noi am creat o legătură, am găsit-o pe Maria, Maria a avut un copil, copilul era al nostru, ăsta, i-am dat identitatea asta și după aia a început să strige pe Crucea Roșie că el are sânge arian și vrea acasă la Germania. Și i-a dat drumul în Germania. Adevărurile spuse de generalul Cornel Biriș și de colonel Alexandru Omeag au stârnit curiozitatea cititorilor și au făcut să privească cu alți ochi poveștile puse pe seama spionilor.